Ci bune. Muzică de calitate. Viva FM. Trăiește-ți muzica. Da, da, ne trăim muzica în această săptămână pe frecvențele Viva FM cu gândul la posibilități și la modul în care putem deveni mai buni. Ne orientăm spre comunitatea antreprenorilor și povestim despre cum putem transforma competitorul în partener de afaceri cu Andrei Voica, manager de proiect al evenimentului Seara Antreprenorilor din 14 martie, rețineți, și alături de mine de asemenea se află Andrei Sorin Paciu, responsabil de vânzări și copywriting. Salutare, domnilor, mă bucur că suntem așa direct de luni și nu chiar de la întâi, dar suntem pe frecvențele Viva FM. Bine ați venit! Bună, Stanca, bună ziua, îi salutăm pe toți ascultătorii noștri, vă mulțumim foarte mult pentru invitație și suntem deosebit de onorați să vorbim astăzi despre JCI. Mă bucur că ai introdus perfect contextul pentru discuția noastră, Andrei Voica. Haideți să povestim puțin despre această comunitate vibrantă de tineri profesioniști și antreprenori. Sigur că da, cu mare drag. JCI sau Junior Chamber International este o organizație, este un club de afaceri pentru tineri profesioniști și tineri antreprenori. A fost fondată inițial în Statele Unite ale Americii, în Missouri, dar iată că suntem prezenți și aici, în Iași. Noi reprezentăm astăzi filiala Iași și am venit să vă povestim cu mare drag despre un eveniment interesant pe care îl organizăm pentru comunitatea de tineri profesioniști și antreprenori la data de 14 martie, după cum ai menționat, de la ora 18 la Fab Lab. Mai avem câteva locuri libere, așa că îi rugăm pe toți să fie pe fază și să prindă acele locuri. Este un eveniment foarte interesant. Îl avem invitat pe Dumitru Rășcan, un antreprenor cu o mare experiență, un om care a reușit să ajungă de la zero la 9 milioane de euro cifră de afaceri. Să știți că nu i-a fost ușor, nu a fost atât de... E foarte frumos când tragi linie și analizezi rezultatele, dar ziceai cum îți transformi competitorul în partener. Nu o să deschid parantezele aici și vă să spun de ce, ca să aflați, vă invităm cu mare drag la evenimentul nostru. Cum bine ai zis, iată, de la început să știm că mai sunt câteva locuri pentru joi de la ora 18 pentru acest eveniment, zic eu, important pentru comunitatea locală și nu numai. Așadar, această platformă JCI oferă practic o oportunitate de networking, nu, pentru cei din domeniul antreprenorial. Nu? Da, așa este. Deci JCI, în primul rând, ca și calitate de membru, îți oferă foarte multe oportunități de networking prin evenimentele pe care noi le organizăm local. Însă, cum zicea și Andrei, suntem prezenți la nivel internațional și odată devenit și membru, poți avea acces la toată rețeaua asta, unde sunt peste 200.000 de membri. Este rețea globală, cu excepția unor țări unde suntem interziși de comunism. Am înțeles. Da. Și cum poți obține această calitate de membru în cadrul JCI? Trebuie îndeplinite anumite cerințe? Da, sunt câteva cerințe, adică trebuie să ai între 18 și 40 de ani. Se aplică, cum să zic, avem și o perioadă de probă, nu putem accepta chiar pe oricine. Adică, în primul rând, trebuie să avem grijă de energia de grup și de aia avem și o perioadă de probă. De probă, am înțeles. Și în Iași sunt foarte mulți membri în cadrul JCI, nu? Da, suntem în jur de 25 de oameni, din care undeva la 20 activi. Am înțeles. Și ne dorim să ajungem până la 100 până la finalul anului. Iată un obiectiv îndrăzneț și foarte util de altfel pentru Iași și nu numai, cum vă spuneam. Andrei Voica a introdus subiectele foarte bine așa de discuție. Povesteai chiar la început despre povestea lui Dumitru Rășcanu. Și așa, de la 0 la 9 milioane de euro, cred că e un drum și este absolut important modul în care
cred eu că v-ați gândit că ar fi util interacțiunea cu astfel de poveste. Iar faptul că titlul evenimentului Cum să-ți transform competitorul în partener de afaceri, mie îmi vorbește despre un mindset. Exact, exact. Poate ne conduci un pic în povestea aceasta despre mindset-ul antreprenorial. Aș vrea să completez un pic din ce a menționat și Sorin. Vreau să spun că JCI este o organizație inclusivă în care invităm pe toți cei care vrea să se implice, chiar dacă e acea perioadă de probă. Să nu ne speriem. Okay. Suntem un grup de tineri profesioniști care ne ajutăm reciproc și vreau să spun că da, într-adevăr, sună impresionant de la 0 la 9 milioane de afaceri, dar e foarte important ca cei care ar dori să lanseze o afacere și nu au acel curaj încă să vină la eveniment, să învețe de la cei care sunt acolo. Și vreau să vă spun că nu vor fi doar antreprenori milionari, vor fi și antreprenori care se află la început de drum sau tineri care vor să-și lanseze o afacere și consider că este momentul potrivit să fiți acolo, fiindcă uneori când te gândești că, wow, să fie niște business-uri super mari, ce să caut eu acolo dacă sunt abia la început, tocmai de asta ziceam. Deci nu e descurajant din punctul ăsta de vedere pentru un startup sau pentru un gând, practic. Da, nu? Și într-adevăr, și ca să ai acel mindset sau să-ți setezi mintea către succes, este foarte important să te înconjori cu oameni care au obținut acel succes pe care vrei să-l ai tu. Uh-huh. Și aici voiam să menționez despre importanța mindset-ului pe care îl poți controla, dar îl controlezi doar în cazul în care ieși în lume, ca să zic așa, te întâlnești cu oameni care fac exact ce vrea tu să faci. Aha. Când circulă ideile, parcă e un pic diferit și așa mă gândesc eu de la mine, că ajungi acolo muncind extrem, extrem de mult. Dar cum să faci? Crezi în afacerea ta, te implici, construiești relații, îți construiești toată infrastructura și asta necesită energie și timp și viață. Cum? Una din întrebările din evenimentul vostru, dragilor, evenimentul se află și pe Facebook, unul din subpunctele sau punctele importante, cred, este acesta, echilibrul sănătos între viața profesională și cea personală. Când tu ești antreprenor, se discută despre aspectul acesta, că da, nu ești angajat la altcineva, ești propriul tău angajat și muncești 12-14 ore. Cum să nu intri în burnout? Cum să faci asta? Pentru a evita burnout-ul, e foarte important să ne axăm și pe tehnologie. Și, de exemplu, ca să fim... Într-adevăr, la început, când lansezi o afacere, trebuie să te implici 100% și nu există o rețetă a succesului să nu depui efort. Asta era o întrebare, că probabil se adresează frecvent. Da, muncești cât 10 ca după aia să culegi rezultatele. Da. Dar, ziceam, de tehnologie, sunt foarte multe instrumente de project management care te ajută să-ți organizezi ziua, să-ți urmărești timpul, să-ți urmărești echipa. Deci, trebuie să ne axăm foarte mult pe tehnologie și inteligența artificială inclusiv. Cei care se vor axa pe segmentele astea de a învăța cum să utilizeze inteligența artificială sau cum să utilizeze instrumentele de project management, cred că vor fi în vârful succesului. Da, aș vrea să completez că, ok, se muncește 12-14 ore pe zi, însă totuși avem libertatea de a alege când muncim, adică dimineața, seara, când toată lumea doarme sau... Uh-huh. Și totuși asta cred că e important pentru un antreprenor, ca până la urmă totuși chiar avem mai mult timp, chiar dacă muncim mai mult, chiar avem, pentru că putem, nu avem un program fix, nu ne impune nimeni, muncești de aici până aici. De sau... acord. Și avem, cred că, și posibilitatea să devenim disciplinați cu noi înșine în privința aceasta. Vă întreb pe voi acum, voi sunteți antreprenori? Da. Da. Spuseră ei cu privirea în jos, da, facem asta. Cred că este o muncă și un mod de viață până la urmă, antreprenoriatul. Astfel de soluții vor fi prezente, despre care vorbea Andrei, despre cum soluții digitale care să te ajute să-ți organizezi cel puțin timpul, echipele. Păi. De exemplu, chiar l-am întrebat pe Dumitru aspectul ăsta la întâlnirea când am pus la cale evenimentul
Și am întrebat special pentru că zici că, adică tradițional vorbind, antreprenorii români nu prea aplică strategii sau de astea de management, instrumente de management, însă el chiar le aplică și chiar spunea lucrul ăsta că n-ar putea, deci fără un instrument digital în care să organizeze toată echipa, ar fi imposibil să ajungi la nivelul ăla. Deci... De acord. Și într-adevăr, tehnologia e super importantă, dar pe lângă elementul ăsta tehnic, care e super important, tehnologia, o să ne vorbească și despre cum îți dezvolți o echipă. Fiindcă un business până la urmă se bazează pe o echipă. Fără echipă nu poți să spui că ai un business sau poți să-l ai la început. Sau, de exemplu, un alt punct important pe care o să-l atingem este cum să îți găsești un mentor. Și, aici voiam să ajung. El, la rândul lui, chiar dacă a ajuns la un nivel atât de înalt, oricum are un mentor cu care se întâlnește în mod regulat. Și cred că și asta este un lucru important. Dar ce am vrut să subliniez în contextul dat, evenimentul va fi foarte interactiv. Deci am încercat să evităm formatul ăla de monolog și să vorbească, de exemplu, speakerul despre marile rezultate pe care le obțin, chiar dacă ele sunt la vedere. Da. Vom fi acolo în cadrul evenimentului să avem o discuție sinceră în legătură cu toate greutățile și toate provocările pe care le-a avut el. Acestea sunt importante. A reușit să le depășească, într-adevăr, fiindcă au fost foarte multe și o să vedeți, noi cu Sorin am fost la întâlnirea de pregătire a evenimentului și a deschis cumva parantezele și am fost impresionați de câte lucruri poți să înveți de la un om care are un astfel de business. Voi ați avut mentori în cariera voastră de antreprenori? Oameni care v-au ghidat, care v-au influențat traiectoria? Da, eu personal chiar am avut și mentori care, să zic așa, care s-au oferit gratuit și mentori plătiți chiar și nu cred că poți altfel. Adică dacă nu ai pe cineva care este în drum mereu, tu... Te poți pierde? Da, sau... te poți pierde. Adică trebuie să fie cineva care mereu să-ți deschidă calea, să-ți arate că se poate și mai ușor, și mai bine, și mai sus. Da. Și pentru că suntem tot în mindset-ul acestui eveniment, dacă să zicem că eu sunt un antreprenor care, să zicem, am ajuns la un anumit nivel cu afacerea mea și aș dori să o dezvolt mai mult, găsesc informații și discuții cu sens în direcția aceasta, în cadrul evenimentului? Cu siguranță. Ideea de scalare a unei, a unei afaceri. Exact. Ăsta este unul dintre punctele pe care o să le menționeze Dumitru și în mod exact e modul în care a reușit să-și extindă afacere pe piața Uniunii Europene. Deci ăsta este unul dintre metodele de scalare pe care el le-a ales să le aplice și o să vorbească inclusiv despre asta și ce provocări poți avea în momentul în care vrei să-ți extinzi afacerea în afara României. De acord. Aș mai completa, de exemplu, că avem și pauza de networking și istoric vorbind, noi la JCI chiar am observat că se fac foarte multe colaborări între participanți, ceea ce cred eu că e tot un fel de scale-up, adică orice produs nou, serviciu care se naște dintr-o conversație liberă și... Corect. Și așa relaxat, informal, probabil că e mediul cel mai propice, pentru că spuneai despre o pauză, urmează să luăm o pauză, ne întoarcem la discuția noastră despre acest eveniment important care urmează să aibă loc joi de la ora 18 la Fab Lab 1 pentru cunoscători. Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN? Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
Universitatea de Științele Vieții Iași, Life Sciences for Better Lives. Condiții excelente de studiu și cercetare, baze de practică actuale, spital veterinar și bază hipică. Bursă între 900 și 1500 de lei, cazare pentru toți studenții, complex sportiv modern. Alege prima Universitate de Științele Vieții din România. Peste 150 de ani de tradiție, educație de înaltă calitate, o comunitate vibrantă de studenți și profesori. Facilitățile educaționale pe iuls.ro. Primăvara înflorește, sportul te întinerește, iar la Vivertin când vii, sănătatea ți-o menții. Prinde oferta primăverii la Vivertin. Detalii pe vivertin.ro. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Mesaj de interes public. Nu cred! Nu mă înțelege nimeni! Simți că nu te mai înțelege nimeni? Plecatul de acasă nu e o soluție. Atunci când pleci, închizi o ușă, dar nu ți se deschid altele. Deschide comunicarea cu noi. Sună la telefonul copilului 116-111 sau intră pe 116-111.ro/plecat-de-acasă și împreună găsim soluții la problema ta. O campanie realizată de Asociația Telefonul Copilului, Poliția Română și Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Mesaj de interes public. Viva FM! Viva FM! Retrăiești muzica pe care te-ai îndrăgostit. Ne-am întors la discuția noastră despre un eveniment cu sens și cu multă direcție pentru noi ieșenii. Stăm de vorbă cu Andrei Voica, manager de proiect al evenimentului Seara Antreprenorilor, și cu Andrei Sorin Baciu, responsabil de vânzări și copywriting. Ne întoarcem la discuție și mă întorc oarecum la întrebarea titlu, că are semnul întrebării titlul evenimentului vostru. Cum transformăm un rival într-un prieten? Acum eu am tradus puțin. Parcă un competitor, pe, să spunem, ca și antreprenor, și nu numai, aș putea să extrapolez, dar nu, un competitor, parcă în ceea ce gândim noi la momentul de față, este și un rival, dar nu așa, un rival de moarte care ar trebui să dispară. Cum putem, nu știu, poate că e greșit ce observ eu, cum putem interveni, dacă putem interveni, dacă mai există tipul acesta de perspectivă asupra competitivității până la urmă? Probabil că totul începe de la munca în echipă și cultura muncii în echipă în România. Dar vreau să spun că în cadrul evenimentului o să avem și, Dumitru o să atingă și subiectul strategiei Red Ocean, Blue Ocean, ceea ce înseamnă că poți să-ți identifici în piață anumite segmente, anumite nișe pe care poți fi cel mai bun. Dar ca să încerc să răspund în mod direct la întrebarea ta, Stanca, de exemplu, dacă am avea două companii care comercializează un anumit produs. Exact, da? Așa. De obicei, ele au o prezență în lanțul de supermarketuri, da? Da. Așa. Și, de exemplu, dacă stocul unei companii e limitat și nu mai reușește să suplinească, își pierde slotul în acea rețea mare de supermarket. Da, okay. De acord. În cazul în care compania X ar avea un parteneriat cu compania Y care oferă exact aceleași produse, ar putea compensa această lipsă și nu și-ar pierde locul acolo. Deci aici vrem să atingem un pic segmentul ăsta de colaborare, de a reuși să interacționeze. Chiar dacă suntem competitori, întotdeauna putem
putem oferi, putem avea spațiu de comunicare, spațiu de colaborare. Și asta este valabil nu doar pentru produse, dar și pentru segmentul de servicii. Mm-hmm. Doar că trebuie să fim foarte atenți, să încercăm să găsim, să identificăm nișele, segmentele pe care putem să colaborăm cu succes. Deci pot să devin prieten sau aș putea să colaborez, hai să nu exagerăm, aș putea să colaborez cu cel cu care sunt pe același segment de piață. Tot pe aceeași temă am citit recent și era un citat, spunea că oamenii din vârf colaborează, cei de jos concurează. Și lângă citatul ăsta era și un articol care zicea că, de exemplu, 10 americani care sunt învățați de mici cu lucru în echipă și să colaboreze, sunt mai eficienți decât 100 de români care noi de mici suntem învățați să concurăm continuu unul cu altul și Da, este o discuție, cred că, foarte amplă pentru societatea noastră, de altfel, aceasta de a înțelege sau de a aborda competitivitatea dintr-un alt unghi, cel puțin. Da. Iar evenimentul acesta prin domnul Dumitru Rășcanu, fondatorul APIS Rom, iată că ne introduce sau ne inițiază, poate, sau ne spune lucruri pe care le cunoșteam, dar le aduce cu o experiență în spate. Cu un exemplu real. Exact, exact. Ce sunt mai importante, provocările sau reușitele? Probabil că ambele sunt importante. Fără reușite n-am putea să continuăm, dar provocările cumva sunt lecții pe care ne ajută să devenim mai buni. E ca și sabia pe care o ascuți în mod constant. Dacă nu facem față provocărilor, ne plafonăm și cred că este parte componentă a reușitei unui antreprenor și nu numai în general, ca și fiecare persoană. Dacă nu trece prin provocări, nu poate evolua. Și cred că provocările, într-adevăr, sunt un element fundamental pentru a merge mai departe, pentru a avansa, dar trebuie să culegem și roadele. Doar astfel putem să ne bucurăm de ceea ce facem, că până la urmă ăsta este sensul antreprenoriatului. Într-adevăr, e o cale pe care o alegi, dar trebuie să generezi și rezultate, fiindcă suntem în business, iar în business se trage linie și cei cu rezultate merg mai departe. Aici cumva m-ai ajutat, Andrei. În business, cu siguranță, adică cel mai important sunt cifrele, poate. Însă, dincolo de cifre, ce mai poate fi important? Cred că relația cu oamenii, cred că acolo ar fi... Eu, deci personal, aș sacrifica chiar și cifrele pentru relații bune cu oamenii. Andrei? Da, după cum ziceam, antreprenoriatul este o călătorie pe care nu o poți face de unul singur. Și, de exemplu, de o parte ai clienții pe care trebuie să le ajuți și trebuie să le dai valoare, pe de o parte, și pe de altă parte e și partea asta de parteneriat. Dacă îți transformi clientul într-un partener, poți să ai o relație de lungă durată și astfel și business-ul tău o să meargă mai departe. Dar sunt total de acord cu Sorin, nu aș sacrifica niciodată relația cu un client sau cu o persoană pentru bani, fiindcă până la urmă banii sunt peste tot și poți să-i faci oricând, iar relațiile interumane sunt fundamentul succesului. Iată că ne putem găsi inspirație și în sensul acesta, nu numai în cifre, în strategii, în cum să obții, cum să faci, cum să dregi. E posibil să ne găsim și tipul acesta de inspirație în cadrul evenimentului, cum să-ți transformi un competitor într-un partener de afaceri și poate că semnul acela de întrebare de la final devine un punct. Domnilor, mulțumesc tare mult că ați călătorit alături de mine. Aș vrea să încheiem discuția noastră cu invitațiile voastre către Ieșeni pentru joia aceasta. Cu siguranță vă mulțumesc. Dorim să invităm pe toți profesioniștii și antreprenorii din Iași să vină la evenimentul nostru, Seara Antreprenorilor, cum îți transform un competitor în partener de afaceri, la ora 18, la data de 14 martie, adică joia asta, la Fab Lab Iași. Vă așteptăm cu mare drag. Perfect.
Am înțeles. Invitația e clară, e făcută. Eu mai am doar o întrebare. Cum mă înscriu? Cum pot să particip? Că am conversat despre ce se poate întâmpla, despre pe cine poți întâlni acolo, dar cum pot să particip eu, Stanca? Puteți să intrați pe pagina noastră de Facebook JCI Iași, în care avem pagina evenimentului și puteți să vă înscrieți cu ușurință acolo. Este doar un formular de înscriere, atât. Asta presupune aportul meu energetic pentru a veni la evenimentul acesta. Avem și o taxă de înscriere, însă taxa se află odată ce, după ce te înscrii. După ce te înscrii, da. Am înțeles. Dar sunt convinsă că cifrele vor arăta foarte, foarte bine pentru cei care decid să facă ceva pentru ei înșiși până la urmă. Da, este o taxă foarte accesibilă. E mai mult simbolică. De ce? Pentru ca să motivăm cumva oamenii să investească în timpul lor. De obicei, dacă investești în ceva, încerci să prinzi valoare maximă, iar noi vrem să oferim valoare maximă în cadrul acestui eveniment. Cele mai bune cuvinte de încheiere, valoare maximă pentru o comunitate care se formează de atâția ani și cu o platformă care vine în suportul lor, JCI. Așadar, dragilor, mai sunt câteva locuri, cum vă spunea Andrei chiar la începutul conversației, intrați pe JCI, intrați pe Facebook, îi găsiți acolo, e un formular de înscriere, e o taxă decentă, ușor de accesat și o invitație la posibilități. Tu cât preț pui pe aspectul tău? La Salonul Stefan Art te poți răsfăta.